Madonna e imobile, o sole mio. Hai noroc și la mai mare. Dacă mai cânti vreo două ori, ori se mută vecinul, ori îmi dă bloc toată lumea și nu se mai uită nimeni la mine. Aie, vedem care cedează primul. Scopul adunării noastre de azi nu este să mă ascultați pe mine cântând. No, ne-am adunat cu toți azi aici ca să vedem și mai gândim. Și să vedem și mai mâncăm și astăzi, că na, vrem, nu vrem, trebuie să mâncăm în fiecare zi. Ce să facem? Așa că ne apucăm o leagă treabă. Leu agregat, leu tigaie, leu foc nu prea tare, leu ulei, ulei, da, o lecuță de usturoi, tăiat așa feliuțe. Și huștiuluc cu niște roșișieri. Hop, tata! Amestecăm așa. Sotăm, sotăm. Când s-o muie punea cu roșiile astea, huștiuluc cu o mână de busuioc verde. Fii generos cu busuiocul. Fii generos că roșiile și cu busuiocul îți mână, mână, uite așa, frați de cruce. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Huștiuluc cu jumătate de pahar de suc de roșii. De cea la bun, de cea la bun. Focul mic, focul mic. Huștiuluc sare? Da, păi fără sare cum? Normal, te-ai prins. După ce punem sare, punem și piper. Și dacă am pus suc de roșii, bineînțeles că punem și jumătate de lingură de zahăr. Să balansăm gusturile, cum zice. Și fierbem așa o leacă sucul ăsta de roșii. Huștiuluc în spaghetini! Bineînțeles, fierte cu 2 minute mai puțin decât scrie pe ambalaj. Nu care cumva, nu care, nu, băi, nu care cumva să clătești pastele după ce le-ai fiert. Huștiuluc direct aici. O leacuțică de apă de la paste. Fiert pastele astea vreun minut, două. Și huștiuluc cu piesa de rezistență, niște mozzarella dintre asta proaspătă, uite așa, ruptă. Ruptă din inima mea, bucată din mine, nimeni nu-i ca tine, ca tine, fetița mea. Mai amestec așa o leacă, hop, hop, deci, hai să-ți focul. Și las niște parmezan. Și bineînțeles, busuioc verde. Spaghetti Sorrentina, cred că le zice, habar n-am. Oh, la, 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 la. Vă leu și bunis. Știi cum intră astea? Pansament pentru stomac. Pansament pentru stomac. Combinația perfectă. Roșii, mozzarella și busuioc. Și o lecuțică de usturoi. Și paste. Pe ceas m-am uitat cu tot cu pregătirea ingredientelor, 12 minute. Mi-a luat ca să gătesc pastele astea, atât de bune. Când ai timp să gătești mâncare bună, e doar o scuză. Să știi de la mine. Pentru mâncare bună, 10 minute, să fim serioși. Nu există așa ceva la niciun restaurant din lumea asta. Nu că rețeta mea ar fi cea mai bună, nu. Sunt restaurante, poate că, care o fac mai gustoasă. Dar faptul că e făcută din mânuțele mele acasă, ieftin, bun și rapid, pe deasupra. Hai noroc și la mai mare. Ne vedem. Cum când? Mâine? Tipul.